Hei, Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragele mele. Vin către voi astăzi cu un micuț tutorial la năsturei croșetați. Presupunând că aveți un proiect la care nu vreți să cumpărați nasturi sau nu găsiți ceva potrivit pentru proiectul vostru, puteți să vă croșetați, să vă faceți singurele astfel de năsturei. Eu, spre exemplu, năstureii aceștia îi folosesc la cardiganul la care lucrez acum, care este aproape gata, și m-am gândit să-i fac eu năsturei, să nu cumpăr din metal sau din plastic, din orice altceva. Năsturei, uitați, ei intră, sunt flexibili, fiind croșetați, intră prin gaura pe care am lăsat-o. Gaura este doar deasupra, la două ochiuri de lanț. Am pășit aici și am făcut două ochiuri de lanț deasupra și o să se așeze foarte, foarte bine pe, la cardiganul meu. Ei, în funcție de cum sunt făcuți, cu un fir mai gros sau mai subțire, ei ies mai mari sau mai mici. Mie îmi place foarte mult cum vin și sunt sigură că se potrivesc perfect la lucrarea mea. Uitați ce bine vine! O să se așeze foarte frumos și mai ales că eu la cardiganul acesta am făcut și niște bobițe în partea de jos, chiar se potrivesc perfect. Dar indiferent de modelul pe care l-ați ales pentru un plovăraș, un pardesiu, ce știu eu, ce aveți voi, unde v-ar trebui în năsturei, vă spun că ei se așează și vin foarte bine făcuți, au ținută, sunt duri, pentru că sunt lucrați bătut și arată spectaculos, arată foarte, foarte frumos și potrivit perfect pentru proiectele la care lucrăm. Haideți să vă arăt, sunt foarte, foarte simplu de făcut și chiar rapid. Deci lucrez cu o croșetă numărul 3,5, croșeta cu care am lucrat și la cardiganul meu. Am mai făcut și unul cu un fir un picuț mai subțire și vedeți că a ieșit mai puțin bombat și mai micuț decât cel alb. Se sesizează imediat diferența. Dacă faceți, cum am făcut eu, mai mulți năsturei, eu am nevoie pentru pardesiul meu de 5. Atunci numărăm la fiecare și facem exact același număr de piciorușe ca să ne iasă exact la fel. Deci facem pe cercul magic. Prindem cu un ochi de lanț și facem în jurul cercului magic 12 piciorușe duble reduse. Deci 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, mă scuzați, 11, 12. Tragem un picuț, dar nu foarte tare, de acesta, nu până la capăt. Și unim deasupra primului picioruș cu picioruș alunecat. Și așezăm frumos. Acesta este primul rând și cu al doilea rând o să terminăm năsturul nostru. Băgăm prin mijloc și facem piciorul scurt deasupra primului rând. Facem 20 de astfel de picioruși. Deci băgăm în mijloc. Deci 2, unul lângă altul. 3, 4, 5, 6, 7, 8, vedeți? Unul lângă altul. 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Și acum, deasupra primului picioruș de aici, punem cu piciorul alunecat. Eu las un picuț firul mai lung, pentru că cu acest fir voi coase nasturele. Așa. Acum, fie în cercul magic, tragem, să avem grijă să nu rupem firul. Tragem și strângem. Se strângă bine, bine, la fel ca și la celelalte, la ceilalți năsturei. Așa, dar să avem grijă să nu rupem firul. Acum depinde, firul meu rezistă. Dar grijă mare cu ce fir lucrați, nu vă treziți, că după aia ați lucrat degeaba. Eu fac aici un nod ca să fixez exact la bază. Așa. Acum, firul acesta, deci așa am terminat, îl întorc și în primul ochi aici scot firul și îl trag pe dosul năsturelului și în felul acesta, uitați, se așează frumos, e rotund și, cum am mai făcut eu, duc firul acesta, îl trag spre mijloc ca să-l mai înnod odată, să-l prind, pentru că eu oricum n-am nevoie de mai, cu o croșetă mai subțire am tras și mai fac un nod aici. De fapt, două noduri. Unul și încă unul. Și acum, acesta de la cercul magic pot să-l tai, las câțiva milimetri acolo și cu acesta voi coase. Uitați, a ieșit perfect. Perfect a ieșit. Îmi plac foarte mult năstureii și o să-i mai folosesc în lucrările mele, cu siguranță. Dacă v-a plăcut și vouă și ați lucrat alături de mine și vă este de folos, vă rog să dați like, să share-uiți acest tutorial, să-l distribuiți chiar pe pagina personală. Poate vreunui prieten al vostru ar putea să-l îi placă și ar putea să vă mulțumească apoi. Cum mi-a fost mie de folos, poate să vă fie de folos și vouă și oricui altcuiva ar putea să vadă acest video. E un... Sunt niște năsturei foarte simple și foarte ușor de făcut. Să ne revedem cu bine pe data viitoare. La revedere!